Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, iată-ne precum se poate bine vedea din cadrele din spatele meu, în fața Institutului Teologic Franciscan, de altfel este acest complex care adună așa într-un tot frumos și acest institut și liceul de aici, dar ceea ce ne-a făcut astăzi să ne oprim aici a fost un eveniment deosebit, un simpozion cu participare internațională în cadrul căruia s-au dezbătut, aspecte legate de, ca să spun așa, căile pe care orice credincios poate să ajungă la adevăr, sigur, cu toate nuanțările care se presupun în acest context, este vorba despre rațiune și despre credință. Despre toate acestea vă invităm să urmăriți în cadrul emisiunii noastre aspecte surprinse din cadrul acestui simpozion, altfel deosebit de interesant. Rămâneți cu noi! Vezi în simptomele unei imaturități a omului, semnele unei patologii aflate în subconștient, acolo unde pentru multă vreme a prezidat religia. Omul cu o singură dimensiune a fost construit de universul religios, cu a sa etica a fricii și a resentimentului, dependent de o lume de dincolo, teribilă în logica sa de conferire sau nu a meritelor. Pentru aceasta a inventat chiar un concept, se numește credința, pentru a încerca să lămurească și să țină sub control erigma lumii în fața durerii existenței și a sentimentului oceanic a lui a fi una cu totul. Este inutil să ne facem iluzii, așa cum subliniază Sigmund Freud. Acest simțământ care comunică energiei eului nu poate fi semn sau efect al nevoii religioase, care în mod normal merge până la sentimentul neputinței copilăriei și se alimentează din neliniștea în fața puterii imense a întâmplării și a destinului. Cu alte cuvinte, credința este o premisă care, deși conduce sublimarea religioasă, nu poate aspira să devină exemplară, nici să pună deoparte irreligiozitatea substanțială a omului. Și citesc din Freud. Ea se află în situația fericită de a putea conduce această translație până la Dumnezeu și să recreeze acea norocoasă condiție a timpurilor trecute, când credința religioasă sufoca nevroza. Pentru noi, această posibilitate de lichidare nu există. Publicul nostru, oricare ar fi originea sa rasială, este irreligios, așa cum suntem și noi, cel mult în manieră absolut radicală. Și deoarece celelalte căi spre sublimare cu care noi înlocuim religia sunt prea grele pentru quasi-totalitatea pacienților, grija noastră merge aproape întotdeauna spre căutarea satisfacerii. Despre ce este vorba astăzi aici și eu știu cu ce participare, cu ce... Păi cred că așa cum se știe, anul acesta Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea invită toată biserica, în special sigur pe cea catolică, ca să reflecteze asupra
temei credinței, asupra trăirii, sigur, și a credinței. Tocmai în acest sens, noi, în bună obișnuință pe care o avem, începem anul academic cu un simpozion, ținând cont de invitația bisericii, și am organizat acest simpozion dedicat reflecției asupra acestei teme a credinței, axându-ne pe două aspecte, pe aspectul filozofic și pe cel teologic. Cu alte cuvinte, vrem și să gândim credința, dar și să o trăim. Cu ce gânduri astăzi aici? Am venit pentru deschiderea acestui simpozion internațional, un simpozion care se înscrie și în direcția pe care Biserica Catolică o are în acest an. După cum se știe, Sfântul Părinte Papa Benedict al XVI-lea a proclamat un al credinței și care va debuta pe 11 octombrie la Roma, dar suntem îndemnați ca în diferitele noastre centre academice, teologice, parohii, să desfășurăm manifestări prin care să ne apropiem mai mult de credință. Chiar exhortația sau scrisoarea cu care Papa ne îndeamnă să trăim acest an al credinței se cheamă Poarta Credinței, Porta Fidei. Și suntem îndemnați ca prin diferite conferințe, luări de cuvânt, studiu, să redescoperim frumusețea credinței. De multe ori avem o credință pe care am moștenit-o de la străbunii noștri, dar este și o credință educată în care noi înțelegem cu ajutorul minții ceea ce Dumnezeu a sădit în noi. Iată, deci acest simpozion aici la Institutul Teologic Franciscan deschide seria manifestărilor din dieceza de Iași cu privire la acest an al credinței. Eu am venit aici pentru a aduce și un salut din partea preasfințitului nostru episcop Petru Gherghel, pentru toți participanții. Ne-am bucurat pentru că împreună cu frații franciscani putem să trăim un asemenea moment de aprofundare a credinței. Reapropierea lumii și a realității ca spațiu simbolic, în care semnificațiile se transformă, valorile se schimbă, fără vreun control de siguranță, ci doar din plăcerea aventurii și a experimentării. Trebuie condamnat atunci, spun ei, orice moralism metafizic, care este fundamentul realismului care taie aripile fanteziei, seriozitatea științei tehnice care comprimă bogăția simbolurilor. Dacă vrea să guste din nou autenticitatea vieții, omul trebuie să devină un artist care se face pe sine însuși, un creator de interpretări care consideră lumea ca o poveste mereu de povestit. Însă pentru aceasta este nevoie de o alegere, să te desprinzi de conținuturile religiei, sau mai bine zis, de modul în care ea a înțeles puterea simbolică a existenței. Citesc din Nietzsche: nu mă dispensez la acest punct de o psihologie a credinței, a credinciosului, în favoarea, așa cum e logic, a credincioșilor. Dacă până astăzi nu lipsesc unii care ignoră până la ce punct este nedemn să fii credincios, sau în ce măsură aceasta ar fi un simptom al decadenței, al unei voințe de a trăi fragmentată, vor ajunge să o știe numai târziu de mâine, spune Nietzsche. Este suficient, deci, să-ți asumi o voință care să fie în măsură să depășească mereu și constant însăși mișcarea vieții. Și aici se află diferența dintre omul vechi și supra-om. Sau mai bine zis, între omul trist, înscăunat în liniștea paralizantă a codurilor religioase, și omul legat de laboratorul experienței, cu impresionanta sa prospețime interpretativă. A te elibera de credință înseamnă, la urma urmei, să respiri dubiul că lucrurile stau diferit, că timpul penultim este suficient ca măsura semnificației, fără trimiteri la un dincolo care îți ascunde posibilitatea de atinge limfa vitală a prezentului. Deci aceasta era perspectiva pe care a dezvoltat-o Nietzsche și gândiți-vă la tot curentul acesta care s-a dezvoltat, care a culminat, știți foarte bine, cu cele două războaie mondiale și care, după al doilea război mondial, a provocat și postmodernitatea, cu toată acea viziune a rațiunii slave. Însă ne întrebăm, și dacă realitatea ar fi totuși mai complexă decât veselia iluministă a inutilității religiei? Lectura nietzscheană, fără îndoială emblematică și cât privește alte ipoteze asemănătoare, ne pune în fața unui conflict tragic.
distanța aproape abisală între căutarea umană a unei semnificații și lumea și viața așa cum sunt sau așa cum sunt destinate să rămână. Eventuala schimbare constă în a lăsa deoparte perspectiva religioasă și corolarul său de credințe și practici rituale, dat fiindcă nu reușesc să justifice lumea noastră ca fiind cea mai bună posibilă. Raționamentul în sine este perfect. Privirea istorică, însă, arată multe fisuri cât privește siguranța că credința religioasă ar avea soluții gata să modifice realitatea. Nu e deloc de la sine înțeles că religia ajută lumea să se adapteze la suferințele vieții, să lupte împotriva lanțului neîntrerupt de insuccese, să se revolte în fața jugului insuportabil al nedreptății. Atunci unde se situează pretenția sa de adevăr sau capacitatea sa de convingere? Cine contestă valoarea credinței și a experienței religioase, nu greșește în totalitate, deoarece arată că nu poate fi susținută dacă este înțeleasă ca o înzestrare naturală, în măsură să opună rezistență la avaria semnificațiilor. Cu toate acestea, susține filozoful polonez Kolakowski, negarea religiei nu are o mare probabilitate de succes. Se poate argumenta despre valoarea fictivă a credințelor religioase, înțelese valoarea lor compensativă. Se poate găsi în credință un mecanism de apărare psihologică util. Se poate evalua credința în cote de iraționalitate suplimentare. De fapt, acest complex de argumentări nu ating substanța problemei. Este importantă sau nu experiența religioasă pentru existență? În mod paradoxal, atât credinciosul cât și raționalistul au dreptate cât privește statutul întrebării, chiar dacă modurile respective de a vedea lumea sunt incompatibile, la fel cum și criteriile interpretative sunt incondivizibile. Așa cum credinciosul admite că credința sa nu este o ipoteză științifică, la fel raționalistul poate să raționeze în baza utilității cunoașterii și a posibilității pe care o are de a prevedea și controla fenomenele naturale. Este vorba de o viziune diferită a realității. Pentru tinerii care sunt cei care vor purta cuvântul lui Dumnezeu aici, bănuiesc că a fost un moment deosebit astăzi. Da, și pentru tineri, cred pentru fiecare dintre noi, dar credința în lumea de astăzi, așa cum s-a spus și în această dimineață și se va insista și după amiază la conferințele ce vor urma, în fața secularizării, în fața ignoranței, în fața intoleranței de multe ori și a lipsei de gândire asupra credinței, sunt invitați într-adevăr și suntem cu toți invitați ca să reflectăm și să propunem o credință matură și nu numai o simplă religiozitate bazată eventual pe practici religioase, fără însă a avea de-a face cu Iisus Hristos. Preasfinția voastră, profitând de acest moment minunat, așa, aș întreba, omul de rând, omul bântuit de toate nebunia secolului, așa, cum ar trebui să aleagă, eu știu, poate că încurcat așa uneori de rațiune, de care ar fi, cum ar trebui omul, concret acum, în secolul 21. Desigur că este greu în învălmășala de atâtea curente, de modalități în care unii interpretează și credința și biserica. Desigur, omul este descumpănit și nu știe încotro să se îndrepte.
De aceea noi avem niște repere foarte clare în biserică și aceste repere ne amintesc esențialul credinței, pentru că sunt unele aspecte superficiale sau accesorii care de multe ori sunt mai accentuate, iar cele importante sunt lăsate în umbră. Deci omul de astăzi are nevoie de un asemenea ajutor și eu sper că și până acum, dar poate mai mult în acest an, vom reuși să oferim oamenilor noștri de rând, chiar dacă nu au studii teologice, să oferim acele criterii fundamentale prin care ei să-și orânduiască viața, având o credință în Dumnezeu, având și mărturisind o credință în adevărurile de credință, să urmeze și consecința, pentru că o credință fără fapte, spune Apostolul, este o credință moartă. Deci, noi sperăm că este și o muncă continuă, nu putem spune că am spus cuvântul nostru, conferința noastră și toată lumea se schimbă, dar este acest efort ceea ce ne amintește Sfântul Părinte Papa, o nouă evanghelizare, o nouă formă de a propune Evanghelia oamenilor de astăzi. Toate adevărurile, începând de la existența lui Dumnezeu și sfârșit.
găsim cu acest adevăr și avem un Înger Păzitor mereu alături de noi, trebuie să fie tot patrimoniul credinței noastre. Ne rugăm ca Îngerii Păzitori să fie mereu păzitorii noștri, ne rugăm ca această zi să ne deschidă mai mult ochii sufletelor noastre pentru a înțelege ceea ce Dumnezeu vrea de la noi și mai ales înțelegând calitatea credinței noastre, pătrunzând în bogăția credinței noastre, să iubim mai mult pe Dumnezeu și să împlinim cu mai multă fidelitate voința Sa. Amin. Părinte director, cu Doamne ajută la un nou început. Cum ați dat startul cu ajutorul Dumnezeu? Deci noi am început ca toate unitățile de învățământ preuniversitare la liceul nostru teologic Sfântul Francis de Assisi din Roman. Am început 17 într-un cadru oficial, fiind prezent și superiorul nostru major, Părintele Ministrul Provincial Emilian Cătălin, mai mulți preoți, părinți, într-un cadru festiv. Am început anul școlar 2012-2013 pentru efectivul de elevi pe care îi avem de la clasele 9 până la 12, 197. Împreună cu toate cadrele didactice, persoanele cadre auxiliare și tot personalul nostru. Am început sub egida binecuvântării lui Dumnezeu. În aceste deja au trecut două săptămâni, axându-ne totodată pe formarea lor, formarea umană, intelectuală și spirituală, asta fiind cu ajutorul lui Dumnezeu, noi fiind instrumentele pentru dânsi. Părinte, este știut aici la nivel de Roman că întotdeauna, iată, elevii de aici, de la domeniile voastre, unde munciți împreună, așa, au rezultate deosebite. Eu știu ce v-ați propus eu așa pentru anul acesta, așa, în mod deosebit. Ne-am propus pentru anul acesta, de fapt nu este o propunere, este o continuare și din anii precedenți, ca să continuăm motivarea lor, nu sub faptul umanizării, sub faptul intelectualizării și a spiritualizării lor, adică cele trei nivele pe care trebuie să ne axăm, în sensul că ei trebuie să fie motivați, conștienți pentru ceea ce au venit aici, fiind motivați pentru ce au venit, pentru ceea ce trebuie să continue. Pentru că noi avem o pregătire a copiilor pentru a deveni preoți buni, călugări buni sau oameni ai societății buni.
Asta înseamnă că ia cătă și pregătirea teologică și eu știu tot ce ține de latura cealaltă să îmbină armonios în toată educația de aici. Sigur, noi îmbinăm și laicul cu tot ceea ce ține de biserică, dar fiind într-un cadru de internat, fiind într-un cadru de program, atunci avem momente de școală, un program de școală dimineața, după amiaza avem un program spiritual pentru ei, în cadrul formării lor spirituale, pentru asta ne și axăm. Cadrul profesoral se ocupă dimineața de situația lor la învățătură, având orele de curs, iar noi după amiază, cu Sfânta Liturghie, actele de pietate pe care le facem, întâlnirile, colocviile cu ei, pentru a fi motivați ceea ce vor să facă mai departe. Pentru că iată este propus ca anul credinței în Biserica Romano-Catolică, pentru, eu știu, viitorul apropiat, perioada acestui an, eu știu ceva, evenimente deosebite pe care le aveți în program. Suntem legați fiind și de Institutul Teologic Francescan, momentele de pietate, simpozioanele sau alte conferințe pe această temă a credinței, ca și actele de pietate, de rugăciune, le facem împreună în momentele când sunt stabilite de dânsii, atunci participăm și noi la aceste momente de rugăciune, fiind și un an al credinței, atunci toate temele noastre sunt axate pe credință, toate acțiunile noastre sunt axate pe această temă împreună cu Institutul Teologic Franciscan. Iertați-mă că insist, cam câți dintre tinerii care, iată, cu ajutorul Dumnezeu termină acest nivel de studii, se îndreaptă spre învățământul superior, fiind aici această frumoasă îngemânare aici la dumneavoastră? Da, nu este ușor pentru ei a-i motiva să meargă mai departe. După clasa 12-a, cam în 70% merg mai departe fiind la Institutul Teologic Francescan, iar alții optează pentru alte universități sau facultăți pentru o specializare sau ceea ce doresc și le face plăcere să facă cu toată pasiunea lor. Biserica Romano-Catolică are această frumoasă lucrare în comunități, departe, de acasă, așa. Îi pregătiți în mod deosebit pentru drumul acesta, care nu e ușor deloc. Sigur, atât timp cât stau la noi în internat, sub programul nostru, sub regula noastră, noi îi pregătim intens, dar fiind ajutați și de părinții lor, fiind ajutați și de părinții paroc din comunitățile din care ei provin. Și atunci, în cadrul programului și cu ajutorul nostru prin colocvii, noi îi ajutăm de a merge mai departe, însemnând ca un director spiritual trebuie să meargă la spovadă, la actele de rugăciune. Dacă ei nu sunt motivați, atunci nu găsesc un motiv ca ei să meargă mai departe și atunci aleg alte universități, dat fiind faptul că suntem și în această lume modernă în care și natalitatea a căzut și părinții nu mai doresc să meargă copiii mai departe la institut, mă refer dacă au un copil sau doi, atunci preferă să fie cu ei în străinătate, la muncă sau în alte părți. Da. Bună Dumnezeu să vă ajute cu noi zidiri și pentru telespectatorii noștri, cu cine am o bucurie să vorbim. Sunt Părintele Cristinel Sociu, directorul Arceului Teologic Sfântul Francisc de Assisi din Roman. Vă mulțumesc și eu vă doresc numai bine și un an bun. Sub egida Dumnezeu să ne binecuvânteze, pace și bine. Alte evenimente deosebite care sunt în agenda acum în viitorul apropiat, care ar fi? Din partea Institutului cu cele două facultăți pot să vă anunț pe 8 noiembrie va fi lansarea acestei cărți a Sfântului Bonaventura, care este în traducere acum a doua oară în românește, Itinerarul Minții către Dumnezeu, și în decursul anului sigur vor fi, în fiecare lună avem o manifestare, atât simpozion la nivel internațional în care participă și persoane din străinătate, cât și din țară. Doamne ajută, cu zidiri frumoase, cu cine am o bucurie să stăm de vorbă? Părintele Patrașcu Damian, lector, profesor universitar, doctor, rectorul acestui institut. Preasfinția voastră, la ce alte astfel de întâmplări minunate să se mai aștepte credincioșii, iată, cu ocazia acestui an care îndeamnă la credință? Noi avem în diecez un program foarte complex care va debuta chiar în această lună, ba chiar putem spune că a debutat astăzi aici la Institutul Franciscan. Vor urma alte simpozioane organizate la Institutul Teologic din Iași, seminarul nostru, dar și la nivelul decanatelor, la nivelul parohiilor. Vom încerca să
aducem profesori care să explice anumite lucruri credincioșilor. Și sunt atâtea lucruri pe care noi le putem spune și preoților și credincioșilor. Preasfințitul Petru Gherghel a trimis o scrisoare întregii dieceze în care avem mai multe puncte, mai multe aspecte care sunt propuse pentru acest an, fie la nivel de parohie, la nivel de școli teologice, congregații religioase sau chiar întâlniri ecumenice, pe care le sperăm să le trăim tot cu intensitate în acea săptămână de rugăciuni pentru unitatea credincioșilor din luna ianuarie. Doamne ajută cu înfăptuiri tot la fel de ziditoare și pentru telespectatorii noștri, cu cine am o bucurie să vorbim. Da, sunt episcopul auxiliar de Iași, Aurel Percă, și eu doresc tuturor celor care vă susțin și vizionează programele dumneavoastră să aibă multă bucurie în suflet, o bucurie care să provină din credința pe care o au în suflete.